la fața locului am găsit două victime în stop cardiorespirator. Este vorba de o femeie de 33 de ani și un copilaș care pe 30 septembrie a primit 5 ani. Datorită prezenței la fața locului a unui echipaj de medici de la Dej care se aflau în trafic, este vorba de șeful clinicii de ADI și managerul spitalului, am putut să începem manevrele de resuscitare concomitent la ambele victime. Am fost o adevărată echipă care am depus toate eforturile pentru a-i readuce la viață, dar din păcate, din cauza traumatismelor severe, craniocerebrale, am fost nevoiți să declarăm decesul după aproape o oră de resuscitare. Totuși să fie și investigat. Bine. Nici nu știi, Doamne ferește. Să plânge de bazin. Haideți, vă rog. Da, i-am zis că resuscitarea e pe la care nu știu. Dar atunci am luat în primul scuze. Da, în primul scuze. Că vei resuscitat. De la 0, apasă cu mătrimă. Așa, haide aici, după linie. Așa, haide aici. După amiază, în orul 15.40, pe drumul național 1C, la ieșirea din localitatea Icluz, Vestricii Gherla, pe fundul oboselii la volan, conducătorul unui autoturist care se deplasa dinspre Cluj la Moca, a pătruns pe sensul locului de deplasare, intrând în coliziune frontală cu un cap de porc, de pe partea opusă direcție spre Gherla. În urma impactului curent, a rezultat decesul soției și copilului ei. Pasagerii n-au cumpărit pe fondul de victime înăuntru, a intrat într-un cap de pompă. La locul accidentului s-au deplasat și două ambulanțe de masaj. Vă mulțumesc! Da.